Există riscul ca aderarea terestră, cea mai importantă componentă, așa cum ați spus și dumneavoastră, să fie amânată la nesfârșit? Eu nu cred. Nu cred acest lucru, pentru că până la urmă noi trebuia să fim de mult în Schengen. Austria, de fapt, face în primul rând jocul Rusiei și în al doilea rând se folosește de acest pretext cu migrația pentru a se ajuta în procesul electoral intern. Au și ei alegeri și cei de la guvernare s-au gândit să se folosească de acest lucru. Nu cred că o să se amâne la nesfârșit, cred că la un moment dat o să intrăm în Schengen așa cum trebuie, doar că momentan nu putem să vedem luminița de la capătul tunelului, așa că mai așteptăm.